Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Stanislav Pavlovski, jurist, fost judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Domnule Pavlovski, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, bună seara! Domnule Pavlovski, este așa o tradiție în Republica Moldova că atunci când cineva ajunge în opoziție, acuză guvernarea că a capturat justiția. Dumneavoastră, în al justiției, pricepeți. Dumneavoastră, credeți că noi asistăm la capturarea justiției de către actuala guvernare? Sau opoziția, pentru că mereu opoziția vrea să afle întreabă, exagerează? Știți, este grea întrebarea aceasta, deoarece ca să afirm ceva, trebuie să ai probe. Dar probele, că de regulă, noi lipsesc. Însă, noi avem o acțiune concertată din partea judecătorilor, de la Curtea Supremă, care practic toți, cu excepția a doi judecători, toți și-au dat demisie. Asta poate fi perceput ca o formă de protest împotriva ingerinței guvernanților în administrarea treburilor justiției, ceea ce nu trebuie să aibă loc într-o țară democrată care este guvernată de lege. Deoarece sistemul judecătoresc este unul dintre trei ramuri puterii de stat. De stat. Știm clasic, da? Legislativă, executivă și judecătorească. Aceste trei puteri lucrează independent, însă conlucrează între ele. Însă nu s-a întâmplat așa că puterea executivă, poate asta eu mereu spun, lipsă de competență, lipsă de cunoștință, lumea nu cunoaște cum trebuie de făcut acest lucru și nu numai că nu cunosc, asta nu e nimic strașnic dacă tu nu cunoști, ei nici nu vor să cunoască. Și prin urmare, ei fac niște pași care sunt vădit contrar principiilor de bază a democrației. Unul dintre aceste principii fiind independența puterii judecătorești. Deci judecătorii sunt cei care trebuie să administreze treburile Breslei. Pentru asta noi am creat Consiliul Superior al Magistraturii, ca acest Consiliu să administreze tot sistemul judecătoresc. De ce nu trebuie să dublăm această structură? Pe lângă aceasta mai este și adunarea generală, ca organul suprem care conduce cu toată breasla și adoptă cele mai vitale decizii referitoare la activitatea sistemului judecătoresc. Deci, prin urmare, noi putem spune că principiul independenței puterii judecătorești nu este elaborat pentru a da careva beneficii judecătorilor, cum noi este perceput în societate. Acest principiu este dat în beneficiul întregului popor. Deci poporul trebuie să fie sigur că dacă cazul lui, fie penal, fie civil, fie contravențional, nimerește în mâinile judecătorului, judecătorul o să rezolve acest caz strict bazându-se pe lege și probele administrate. Și nu de aceea că cineva a ridicat receptorul și a dat indicații prețioase acestui judecător cine trebuie să câștige în procesul corespunzător. Deci, repet, independența puterii judecătorești este menit să garanteze poporul că cazul lui este examinat independent și imparțial, așa cum trebuie să fie într-o țară democratică. Domnule Pavlovski, guvernarea recunoaște, dar noi avem separarea puterilor în stat, executivă, legislativă, judecătorească. Noi nu avem voie să ne implicăm în activitatea puterii judecătorești. Însă, atâta timp, zic ce de la putere, cât puterea judecătorească își face de cap, da? Nu își face meseria, nu-i condamnă pe mari corupți, nu avem dosare de rezonanță cu finalitate din cauza magistraților, noi trebuie cumva să ne implicăm și să rezolvăm această problemă. Și scuza asta la TV parcă prinde un pic, spune că, băi, da, ia că toți bandiții stau la libertate, pentru că noi în sos schimbiți bandiți toți. Da, judecătorii nu-i bagă la pușcărie. Și oamenii parcă un pic cred în chestia asta, în această scuză a guvernărilor. Nu contează care ar fi ea. Asta a doua manifestare a lipsei de competență. A doua manifestare a lipsei de competență, deoarece de priceput activitatea judecătorului ca băgare la închisoare pe cineva, este o percepere totalmente eronată. Totalmente eronată. Judecătorul, el trebuie să fie arbitru între lupta care, procesuală care are loc în fața lui. Deci, apărare, acuzare, două părți la proces, clasic vorbind, da? Ei se luptă între ele. Judecătorul însă trebuie să fie mai presus de luptă și trebuie să vadă
a cui poziția este mai convingătoare, a cui poziția este mai forte, a cui probele sunt mai concludente, pertinente, utile și veridice, a cui argumentarea juridică este mai clară. Asta s-ar spune la judecătorului. Și dacă guvernarea ar fi spus că judecătorul cutare a ignorat proba cutare sau judecătorul cutare a eliberat acela contrar probelor cutare, eu atunci parțial putea să, chiar și în această situație, judecătorul, bazându-se pe intimă convingere, poate lua decizie, deoarece contează, lumea nu cunoaște, de ce judecătorul a adoptat o decizie sau altă decizie. Judecătorul trebuie să fie convins că aista vorbește corect, acela minte. Sau probabilitatea că acela vorbește corect este de 10 ori mai mare decât probabilitatea că acela vorbește corect. Deci așa procedează judecătorul, pe baza de intimă convingere care se bazează, iarăși intimă convingere nu trebuie să fie bazată pe mită primită sau pe relații de rudenie sau părtinice. Intima convingere trebuie să fie bazată pe probele administrate și prezentate în fața acestui judecător, în timpul sau pe parcursul unui proces judiciar echitabil. Dacă așa ceva ar fi spus guvernanță, eu parțial aș fi de acord, că nu, clar că dacă sunt probele concludente de judecătorul adoptă decizie contrară acestor probe, clar că sunt întrebări. Însă, guvernarea nu spune așa, niciodată. Ei spun, banditul a fost lăsat în libertate. Sorry, dar cine a spus că el este bandit? Cine? Ce? A avut loc ședință de judecată, unde ambelor părți, acuzare și apărare, le-au fost date condițiile egale de prezentare a probelor, de analiză, de argumentare? Nu! De regulă, întrebarea arestării se rezolvă la etapă incipientă, când a trecut doar câteva zile după comiterea sau faptul întocmirii comiterii crimei. Și atunci, obiectiv nu este posibil de adunat toate probele corespunzătoare. Deci atunci noi nu putem vorbi dacă judecătorul corect sau incorect a lăsat omul în libertate. Deci este o problemă foarte complexă. Foarte complexă și numai cei care cândva profesionist a făcut dreptul, în general eu cred că omul care nu a făcut niciodată în viața sa o urmărire penală sau nu a examinat personal, în calitate de judecător, nici un singur caz, el nu poate pretinde la rolul mentorului pentru procuror și judecător. Deoarece asta sună pur și simplu ridicol. Ridicol. Când tu începi să vii cu părere față de omul care toată viața, cum spun, a mâncat toți dinții, făcând urmărire penală și descoperit crimele comise în situații neclare. Deci, repet, trebuie omul care vine cu acest gen de recomandări trebuie să aibă dreptul moral să facă acest lucru. De pentru aceasta el trebuie să manifeste că ea că eu am fost anchetator, eu am fost procuror, eu am fost judecător și poftim, e că eu vin reșit din experiența mea proprie. Însă la noi, după cum observăm noi, practic, cei care vin cu acest gen de critici, ei în viața sa n-au făcut nicio urmărire penală. N-au dus niciun dosar de la A până la Z. Niciun dosar. Deci, cunoștințele lor sunt așa pur teoretice, că el a citit undeva acolo, la internet, ceva. La noi, în general, sunt foarte mari specialiști în dare search-ului la internet și ei găsesc răspuns în 30 de secunde pentru orice întrebare. Din medicină, din computere, din dreptul, din cosmonautică, ce vrei. Deci, asta este tragedie. Deci, urmărirea penală și examinarea judiciară a cauzelor este o știință, care, ca și orice altă știință, necesită atât cunoștință, cât și experiență. Domn Pavlovski, ca să convingem pe telespectatorii care nu vă cunosc prea bine, deși sunteți foarte cunoscut, ca să demonstrăm că dumneavoastră aveți dreptul moral de a vorbi și de a spune ceea ce spuneți, puteți să ne spuneți pe scurt ce ați făcut în viața dumneavoastră ca și carieră, vorbesc? Întrebare interesantă, dacă eu aș începe, apropo, eu m-am așezat să scriu o carte despre viața mea profesională. Cam greu mi-e, aș zis sincer, spun că foarte multe familii, foarte multe nume, dar eu nu aș dori să o numesc pe cineva. Eu vreau să descriu problemele, situațiile, dar nu oamenii concreți. Că au fost și cei buni și cei răi și nu vreau să dau note la cineva. Deci activitatea mea profesională s-a început la Procuratura Raionului Tirinești.
unde eu am lucrat exact 2 săptămâni, după care m-au sunat din secția de cadre și au spus că, Pavlovski, nu-ți pare ție că acolo prea dulce viața la tine, șezi, te liniștești așa, cel mai liniștit raion, nicio crimă, eu ședeam așa în birou toate zilele, nu făcând nimic. Ia că noi te trimitem la Criuleni, acolo e Tihas la noi. Șede acolo în sirgul arhitător, plin de dosare. Și m-au trimis la raionul Criuleni, unde am lucrat 5 ani, da, 5 ani și câteva luni. Am venit la Criuleni, domnul procuror era juc. El a luat, e ca așa, movilă de dosare, că eram eu și Stepan Pascalov, alt domn tot ca și mine, tânărul jurist, numai ce după Institutul Juridic, am terminat Institutul Juridic din Harkov. Și ne-a dat, iacă, vă dau jumătate ție, jumătate ție. Iacă, cine examinează aceste dosare în 6 luni, deci vă prezint spre atestare, atestare trebuie să fie după un an. Vă prezint înainte de termen spre atestare. Și noi în 6 luni am terminat dosarele cele și am fost atestați și am devenit arhitători a Procuraturii Raionului Criuleni. A fost un pas pozitiv, dar în același timp și negativ, deoarece după atestare, pe domnul Pascalov l-au luat și au trimis undeva la raionul Suvorov, atunci era Ștefan Vodă acum. Și eu am rămas iar singur pe tot raionul Criuleni. A fost un lucru foarte dificil, mai ales toamnă, când domnul Tuburiel apărea, omor peste omor, omor peste omor, amoluri, violuri, jafuri, ce vreți acolo, ce vreți, atacuri, tâlhărești. Și eu am lucrat ca 5 ani în raionul Criuleni. După aia, și trebuie de spus că mă ridicau la fața locului, să ies la fața locului uneori de 2 ori pe noapte. Închipuiesc de 2 ori pe noapte. La crimele diferite. La crimele diferite, în diferite direcții în raionul Criuleni. Dar raionul Criuleni, știți cum e? De la Mașcăuț, care e lângă Orhei, aici Gratieștiul, acolo Magdăceștiul, Pașcanul și aici Stăucenul, să tot era raionul Criuleni. Și mă trimiteau. La ora 10 sună, e că давай să ieșim la fața locului, lucrez acolo 10, 11, 12, vin înapoi, te culci, la ora 3 din nou, dun-dun-dun, iar hai încă la fața locului. De dimineață, în coridor, prin coridor de marturi, chemați, ei dar n-au știut că eu toată noaptea umblam, bă la Mașcăuț, bă la Stăuceni, bă la Gratieș, ei așteaptă să fie audiați. Și e că a doua zi, toată ziua audiezi marturii. Și după aia m-au transferat la Procuratura Generală, în secție de examinare a cauzelor excepționale și m-au făcut achitător pe cauzele excepționale. Și am lucrat achitător pe cauzele excepționale, pe urmă achitător superior pe cauzele excepționale, pe urmă șef adjunct al secției de anchetare a cauzelor excepționale, pe urmă am lucrat șef adjunct la Direcția Urmărire Penală, atunci când exista doar o singură direcție. Că acum, la urmărire penală, sunt mai multe direcții la Procuratura Generală. În timpul meu era doar o singură direcție. Șeful direcției era viceprocuror general, Liniuță, șef direcției. Și eu eram vice. Deci eu eram a treilea funcționar în ierarhie Procuraturii Generale. Deci era procuror general, viceprocuror general, șef direcției și eu eram vice. Da, și asta a durat din 1985 până 2001. Începând cu 1994, eu am fost inclus în componența grupului multidisciplinar anticorupție la Consiliul Europei, reprezentând Moldova, că atunci nu prea erau vorbitori în limbi engleze și așa s-a întâmplat că din Procuratura Generală, din toată Procuratura, de fapt, m-au găsit numai pe mine. Că acolo era condiția limba engleză, obligatoriu, ca limba engleză și franceză. Și e că eu din 1994 sau 1995, deja nu țin minte eu exact, și până 2001 am lucrat în componența acestui grup multidisciplinar anticorupție. Și iată aceste convenții faimoase, convenția penală împotriva corupției, convenția civilă împotriva corupției, noi am fost cei care am elaborat aceste documente. Era codul de conduită pentru funcționari publici, legea, recomandările privind finanțarea partidelor politice, mai multe documente în domeniul combaterii corupției, care acum cunoscute la toată lumea, noi eram așa care le-am elaborat. Și a durat până 2001. În 2001 eu am fost invitat ca oaspetele oficial la Guvernul Statelor Unite, la Statele Unite și am participat la un program de instruire
în companie sau unui grup de 17 persoane din toată lumea, deci tot globul pământesc, au fost 17 persoane. Și eu am fost unul dintre aceste 17 persoane. A fost un program United States Judicial System, deci sistemul juridic al Statelor Unite. O lună am petrecut în Statele Unite în această capacitate. Și aflându-mă în Statele Unite și vorbind cu soția mea, am aflat că guvernul, Procuratura Generală, de fapt, m-a propus ca candidat din partea Procuraturii Generale, că atunci era depunerea aplicațiilor personale și organizațiile puteau să te înainteze ca candidat. Deci Procuratura Generală, la colegiul Procuratura Generală, a luat hotărâre că eu să fiu ca candidat a Procuraturii Generale la funcție de judecător la Curtea Europeană. Și a avut loc ședința comisiei corespunzătoare și m-au ales pe mine, pe domnul Kralevski și pe doamna Pogolșa. Deci domnul Kralevski era judecător, doamna Pogolșa era directoarea Centrului de Instruire a judecătorilor și eu reprezentat a Procuraturii Generale. Și după aia ne-a invitat la Consiliul Europei, la adunarea parlamentară, la Comisia de Selectare a Jucătorilor, unde noi am trecut interviurile cu expozitoare și asamblea, adunarea parlamentară a Consiliului Europei m-a votat. Din aceste trei persoane eu am fost votat. Și după aia, din 2001 până 2008, până la aprilie 2008, uleacă mai mult decât trebuia mandatul să fie 6 ani, eu am lucrat 6 ani și jumătate, deoarece guvernul a ieșuat în prima încercare să mă înlocuiască cu alt judecător. Și până urmare, mandatul meu a fost prelungit cu 6 luni. Și, deci până aprilie 2008 eu am lucrat la Curtea Europeană, după aia m-am întors la Chișinău și odată ce am rămas șomer, eu credeam că aici să fie necesitatea în cunoștințele mele, din păcate nimeni n-a manifestat nicio dorință să mă angajeze în câmpul muncii și toate încercările mele să afle de ce toți arătau cu degetul sus, cine anume acolo. Nu vreau să arăt cu degetul, că nu cunosc cu societate, dar a fost în realitate, eu am rămas fără de lucru. Și fiind șomer, ce să fac eu? Atunci legea permitea judecătorilor să aplice pentru licență de avocat fără examene și fără stagiere. Deci eu m-am aplicat după licență, am primit licență de avocat și iată din mai sau din iunie, nu țin minte exact, 2008 până încoace, practic această activitate. N-aș spune că o practic prea tare, nu, eu mai mult mă ocup cu proiectele europene, că începând cu anul 2010 și până anul 2018, eu am fost antrenat în mai multe proiecte de reformare justiției în mai multe țări, Macedonia, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, alte state, Moldova, de la bun început, acum nu, acum Moldova nu mă acceptă la fel. Deci, numai alte țări. Iată așa, pe scurt, dacă de prezent, vedeți, dacă pe scurt, oricum cere timp, dar dacă de vorbit mai detaliat, atât... Păi, ținând cont de această impresionantă carieră, după ce se va convoca și se va alege noul Consiliu Superior al Magistraturii, după ce își vor pune flori și draperii noi în birouri, și vor convoca noul concurs pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională al 6-lea. N-ați vrea să candidați? Eu am 68 de ani deja. Așa? Da, eu arăt parcă așa mai tânăr, dar în realitate am 68 de ani. Nu, deci, mulțumesc. Mulțumesc, dar problema nu e în asta. E problema în aceea că sunt unele restricții referitoare la vârstă. Că la noi funcțiile de demnitate publică poate fi deținută până 65 de ani. Deci eu deja cu 3 ani depășesc limita în vârstă. Eu pot să particip ca consultant ceea ce eu și fac în diferite proiecte, acolo nu sunt limite de vârstă. Însă ei n-au nevoie de mine nici de calitate de consultant. Eu singur prefer să fac ceea ce fac și ceea ce... Noi toți suntem martori. Cum la dânsă se primește și... Dar mă rog, asta e deja... Ținând cont de... Această carieră dumneavoastră, dumneavoastră când auziți noțiunea de reformă a justiției, aveți vreun sentiment de repulsie sau totuși sunt necesare reformele în justiție? Eu nu aș spune că eu am un sentiment de repulsie, eu am un sentiment de regret. Chiar am sentiment de regret și sentiment de oportunități ratate. Oportunități ratate. Deja a devenit cunoștință practic notorie, toată lumea știe că în ultimii 3 ani Moldova a primit bani de la partenerii de dezvoltare mai mult decât în toți 30 ani precedenți. Deci noi primim o groază de bani care se duc parcă în nisip.
parcă nisip să duc banii aceia. Eu înțeleg că nimic nu se face întâmplător. Nimic nu se face întâmplător. Eu țin minte, odată o companie m-a invitat să particip la un proiect, eu pe urmă am refuzat că a fost antrenat în alte activități, nu am avut posibilitate. Dar ei mi-au trimis termenii de referință a acestui proiect. Și acolo trebuia de verificat utilizarea banilor de către niște organizații neguvernamentale. Erau numite organizațiile și sumele primite. Eu când m-am uitat la sumele cele, mi s-a ridicat păr, măciucă. Milioane de dolari pentru NGO care acolo las 10 oameni lucrează, 12 maxim. Deci sume enorme de bani se folosesc de către partenerii de dezvoltare cu intenții cele mai bune. Să ne creeze condițiile pentru reformarea justiției. Oamenii buni, noi vă dăm bani, noi vă dăm consilieri, ce mai aveți nevoie, de ce, spuneți, noi vă dăm. Și atât după aia ei inventează tot fel de veteranguri, privetranguri și așa mai departe. Eu m-am participat în foarte multe proiecte și în diverse țări. Credeți-mă, nicăieri, la nicio țară, inclusiv și Moldova, eu n-am văzut recomandări că noi trebuie să lichidăm Curtea Supremă de Justiție și să limităm competențele Curții Supreme de Justiție, că noi trebuie să alungăm toți judecătorii sau să creăm condițiile ca să-i forțăm pe dânșii că ei să depună demisia, nicăieri nu am văzut așa recomandări. Dar să vă spun un lucru, că în 2010, primul proiect pe care Uniunii Europene în care am participat eu, a fost evaluarea necesităților Moldovei în domeniul reformării justiției. Noi am făcut un raport, iată cam așa, unde l-am studiat tot, și sistemul judecătoriesc, și procurăriesc, și penitenciarele, și avocatura, și acordarea asistenței de stat, garantată de stat, toate, și executor judecătoriesc, tot, toate ramurile am acoperit. Și am făcut așa raport și cu părerea noastră ce trebuie de dezvoltat. După acest raport, guvernul a aprobat primul plan de acțiune, dacă țineți minte, Parlamentul atunci l-a aprobat și chiar și opoziția a votat pentru acest plan, că într-adevăr a fost un plan foarte bine gândit, bazat pe necesitățile reale. Și atunci, asta a fost primul proiect. Al doilea proiect a fost, unde tot eu am participat pe Moldova, a fost primele 60 de milioane de euro, dacă țineți minte, care Uniunea Europeană ne-a acordat grant pentru așa numit budget support, dar în realitate a fost banii destinați justiției. Banii s-au popat. Atunci 60 de milioane de euro se făceau aproape că un miliard de lei moldovenești. Eu atunci spuneam că cu miliardul celălalt de lei moldovenești s-ar putea de demola toată justiția și de construit nou, din nou toată justiția. Însă n-a fost să fie. De ce? Explicația foarte simplă. N-a fost interesul. E că dumneavoastră a spus întrebarea dacă eu n-am senzație că cineva a capturat din nou justiția. Eu trebuie să vă spun, sincer fiind, că eu am senzație că la noi sistemul judecătoresc n-a ieșit din starea de capturare niciodată. Nivelul de capturare era diferit. Cândva era capturat mai puțin, cândva era capturat nu de către un singur clan, dar de clanuri diferite, cândva a fost capturat de o persoană, unică persoană, când toți ca iepurașii ăștia stăteau în fața marelui nostru conducător. Acum toți se făceau, știm noi cum se numea în funcție doamna Drăgălin, cum i-a devenit procuror anticorupție prin vicei, prin nu știu ce fel de precedei care sunt departe de dezvoltare democratică a lucrurilor, așa cum trebuie să fie făcut, frumos, demn. Nu, cum la ruși, dacă ei fac ceva, mereu se primește automat Kalashnikov. La noi, orice îl face noi, oricum se primește un act de corupție și de protecționism. De ce? Lipsa de competență, lipsă de experiență și, cel mai important, lipsă de voință politică. Nu știu cum în română este, poate să fi tradus cuvântul celesăbraznăs.
nu știu, eu am încercat să găsesc prin DEX, ne dă oportunitatea, dar asta nu este. Mai scut din rusă, să spun în rusă o frază, că закон – это высшее выражение целесообразности. Deci legea este o expresie cea mai înaltă a целесообразности, oportunitate, nu știu cum de tradus în română. Dar asta este. La noi însă, lumea crede că hai să facem așa, o singură dată, primul să lucrăm, cinstit și onest. Dă-i că acum să facem o șmecherie. Nu, se primește. Odată ce tu ai făcut o șmecherie, trebuie să faci mai departe tot așa șmecherie, deoarece ele se țină lanț una după alta. Tu nu poți să te limitezi doar o singură șmecherie. Nu mergi. Sau tu mergi pe calea onestă și decentă, sau tu mergi pe calea șmecherielor. Și odată și ei nu știu cum de mers pe calea onestă și decentă, ei merg pe unică cale pe care eu o cunosc, calea șmecherielor. Domn Pavlovski, regizorul meu nu găsește altă cale decât publicitate. Luăm, vă rog, câteva clipe, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Pavlovski, așadar, s-a încheiat evaluarea celor care s-au vrut membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Urmează vinerea asta să aibă loc adunarea judecătorilor, unde, în mod normal, ar trebui ca cei care au trecut acest pre-vetting să fie votați de către judecători drept membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Acum sunt zvonuri la Chișinău. Fie va fi boicot, fie judecătorii vor refuza să voteze pentru cei care au trecut de pre-vetting, aici iarăși e blocaj total. Dumneavoastră cred că mult mai bine înțelegeți sau intuiți ce ar putea să se întâmple această adunare a judecătorilor din vinerea respectivă. Ce așteptări aveți, poate așa? Știți, eu cred că noi trebuie o lecție să începem de la bun început. Comisia aceasta de pre-vetting. Că ideea e bună, dar executarea, că de obicei la noi, e penibilă. Comisia aceasta de pre-vetting trebuie să fie formată într-așa manieră că ea să fie credibilă în ochii oamenilor care trebuie să apară în fața ei, în fața acestei comisii. Comisia trebuie să fie credibilă. Ea n-a fost credibilă. Spuneți-mi, vă rog, cine a verificat integritatea membrilor acestei comisii? Membrii comisiei au depus declarațiile de avere. Membrii comisiei au ratat de unde parvin banii lor. Nu. Nu, cum tu poți să ceri ceva de la domnii judecători, ceri de la dânsii respectarea criteriilor de integritate, care nimeni nu cunoaște ce este integritate, nicăieri la noi în lege nu este. Dacă deschideți DEX-ul, sunt diferite variante de interpretare ce este integritate, inclusiv și integritatea corporală. Da? Poate fi integritate corporală? Da. Poate. Ce fel de integritate? Ei invocă acolo integrarea morală. Ce înseamnă integritatea morală? La noi unde în lege scris ce este integritatea morală? Nu este. Dar este problemă de altă natură. Hai să ne întoarcem la membrii comisiei, cât de credibili sunt ei. Deci înainte de ați asuma dreptul să verifici integritatea morală sau financiară sau profesională, cum dorești a cuiva, tu trebuie singur să dai exemplu moralității și integrității. Nu știu, poate dumneavoastră cunoașteți, eu n-am văzut, nici n-am auzit care sunt criteriile de integritate aplicabile față de aceste persoane, unde sunt declarațiile lor de avere, unde ei au lucrat și care sunt referințele din locurile lor de muncă. Dacă SIS-ul i-a verificat pe dânșii sau n-a verificat pe dânșii, dacă organele corespunzătoare din țările lor a prezentat informațiile SIS-ului sau n-a prezentat, societatea n-a fost informată. Și pe urmare apare întrebări. Și plus la aceasta, trei din acești membri, eu am dubii că ei cunosc limba română. Am dubii că în lege nu e scris nimic despre limba română. Scris că ei trebuie să cunoască limba engleză. Scuze, dar la noi în Moldova, până ce limba engleză nu este limba oficială. Și la noi toate documentele se întocmesc în limba română. Deci, din punctul meu de vedere, unul dintre criteriile de selectare acestor membri trebuie să fie cunoașterea limbii române, măcar la nivelul înțelegerii. Eu înțeleg, poate nu este real să cerem de la oameni să cunoască română la perfecție, dar măcar la nivelul intermediar să cunoască textul, să fie capabil să înțeleagă textul. Cum ei să facă opinia sa,
fără că să aibă cunoștință de limba engleză la nivel cuvenit. Deci de asta apar întrebări, apare întrebări. Eu am participat cu domnul Mărgineanu la o, la o emisiune și el a spus că el a cerut de la curte, participând în examinarea unei plângeri, a unui judecător, a cerut prezentarea traducerii în limba engleză a tuturor materialelor. Și lui s-a refuzat. Acest gen de refuzuri, spuneți-mi, vă rog, ridică gradul de credibilitate? De punctul meu de vedere, răspunsul este nu. Și de aici noi trecem la întrebarea dumneavoastră. În aceste condiții, eu aș spune că de punctul de vedere a judecătorilor ar fi vârful irresponsabilității să voteze candidaturile trecute prin acest gen de filtru, care de punctul meu de vedere, cel puțin mie personal, îmi provoacă dubii. Poate eu nu am dreptate, mă rog, eu nu cunosc nicio țară unde acest gen de pre-vetting ar fi avut rezultatele pozitive, palpabile, pe care noi am putea să ne sprijinim. Iacă uitați-vă, țara cu tare a făcut, țara cu tare a făcut, țara cu tare, și iacă ce, cu ce s-au ales ei în urma acestui exercițiu, și iacă cum lucrează Consiliul numit sau ales de către această comisie de pre-vetting, ceva pozitiv. Domnilor guvernanți, dați, vă rog, arătați-ne măcar un exemplu unde se lucrează, că noi putem spune, da, e ca modelul pe care noi preluăm la noi în Moldova. Ei nu ne-au arătat asta. Aparențele contează. Și aparențele negative, care s-au format acum, au fost formate nu de către mine. Eu doar nu mai arăt, le arăt. Ele au fost formate de către cei care primesc bani de la noi, ca să organizeze sistemul judecătoresc normal la noi în țară, care ar activa nu cu scopul băgării la închisoare pe cineva, dar care ar lucra potrivit regulilor și standardelor unui proces judiciar echitabil, deci independent și imparțial mai întâi de toate. Ce este independent, ce este imparțial, Curtea Europeană are jurisprudență foarte bogată, în detaliu este decifrat ce este independent, ce este imparțial și contrariu, ce este nu independent și, nu, nu, și pertinent, partinitor. Deci, cam așa aș spune eu. Dar deprezis care să fie, nu știu, dar eu am presimțire cam proastă. Eu nu cred că judecătorii noștri sunt atât de irresponsabili, că ei așa cu ochii închiși. Numai dacă guvernarea a reușit să formeze un lobby pro-guvernamental în rândurile judecătorilor. Eu nu cunosc dacă ei au reușit să facă acest lucru sau nu. Dar, din câte eu îmi dau seama, totuși judecătorii noștri au început să-și manifeste principialitate. O să vedem cât de departe vor merge ei pe problema manifestării principialității lor. Tipul va arăta, dar, pe de altă parte, știți cum, judecătorii se bucură de imunitate, cunoaștem cu toții. Dar soțiile lor, sau soții lor, copiii lor, părinții, frați, surori, cumnați, fiind, nănași, ei nu se bucură de imunitate. Deci dacă statul ar vrea, mereu ar găsi un act de căjocul cuiva din cei apropiați domnilor judecători. Dumneavoastră ați pomenit despre plecarea masivă a judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție. Asta e o manifestare a verticalității, zic unii, sau asta e o frică de ceea ce ar putea descoperi la acești judecători, această comisie pre-vetting, căci urmează și acolo deja să evalueze. Pentru că tabele sunt două, părerile sunt două, și vreau să știu poziția dumneavoastră care ar fi. Poziția mea se bazează pe faptul că această lege, în general, nu are dreptul la existență. Această lege, în general, nu are dreptul la existență. Eu deja v-am spus că în această lege lipsește noțiunea de integritate și, prin urmare, noi putem vorbi despre aceea că ingerința statului în viața privată a judecătorului, căci puțin lume cunoaște, dar activitatea profesională face parte din noțiunea mai generală a vieții private. Deci nu numai cine și unde doarme și cine și unde trăiește, ci și activitatea profesională. Ea este o parte, componentă, noțiunea mai generală a vieții personale acoperite de articolul 8 din Convenția Europeană. Prin urmare,
acest gen de exerciții este o ingerință în viața privată a judecătorilor. Această ingerință, ca să fie compatibilă cu convenție, cu articolul 8, ea trebuie să fie, legea, partea aceasta trebuie să fie clar formulată, accesibilă și previzibilă. Iată acest criteriu de previzibilitate, aici lipsește cu desăvârșire. Pe lângă faptul că nu este prevăzut ce este integritate morală sau etică, cum acolo scris, dar și integritate financiară, ea nu este decifrată ce este asta. Prin ce se manifestă ea în termeni concreți, nu așa abstract. Omul trebuie să fie integru. Dar ce înseamnă integru? Iată, e cer prezentarea documentelor care ar confirma procurarea unor lucruri 10, 12, 14, legea scrie până 15 ani pot cere. Omul atunci, 10 ani în urmă, știa că să fie după 10 ani cineva să ceară lui documente? Clar că nu știa. Dacă ar fi știut, poate era să păstreze acest document. Dar atunci, în mai multe situații, nici nu se dădea documentul. O lume căuta unde e mai ieftin, se ducea la piață, târâia acolo saci cu ciment, cu nisip, cu... Unde să iei tu, da, să duci la piață, spui, dă-i mie un document? Asta e ridicol, că vedeți să râdeți. Și mie îmi vine să râd, dacă nu era să fie așa de trist. Deci legea nu corespunde criteriului previzibilității. Prin urmare, aplicarea acestei legi ar încalca prevederile articolului 8 din Convenție. Și eu, ce v-am spus, că în forma actuală legea nu are dreptul la existență. Da, și eu am fost, știți paradoxul situației, și eu am fost acela care spunea că judecătorii trebuie să fie demn să ocupe funcția corespunzătoare, trebuie să dea exemplu decenței. Deci ei, judecătorul, nu trebuie să aibă avere nejustificată, venituri nejustificate. Însă pentru aceasta, în lege cu privire la statutul judecătorului, trebuie să fie scris negru pe alb, nu este veting-priveting, asta e prostie. Dar în lege cu privire la statutul judecătorului, trebuie să fie scris restricțiile care se aplică față de judecător. Trebuie scris că judecătorul este obligat să păstreze toate documentele pentru lucrurile procurate pentru timp de 15 ani sau 16, 15 plus un an să fie pentru rezervă. Timp de 16 ani. Și atunci tu poți să scrii, el n-a păstrat documentul, pentru asta noi îl pedepsim. Dar situația în care niciun document nu-l obligă să păstreze aceste documente 15 ani, tu cum poți să înaintezi omului acest gen de pretenții? Eu, cu toate rezervele mele față, dar știți foarte bine, și la dumneavoastră am vorbit foarte mult despre gafele judecătorilor și abuzurile judecătoriești, dar un lucru ăsta abuz care poate fi probat, apropo, despre abuz, o să vorbesc, dacă spate două secunde pe urmă, dar aici, în situația în care nu este prevăzută această obligațiune, tu nu poți să pui în cârcă judecătorului ceea ce nu este prevăzut de lege, deoarece restricția n-a să fie prevăzută de lege. Dar restricția trebuie să fie bazată pe lege. Nu poate fi dedusă. Curtea Europeană a spus de multe ori că restricția nu poate fi dedusă. Restricția trebuie să fie clar formulată și previzibilă. Și asta se referă nu numai la judecători, și la procurori, și la polițiști, și la toți demnitari publici care ocupă funcții de demnitate publică. Deci, trebuie să fie clar formulată și prevăzută de lege. Ei n-au făcut asta. Cine le-a sfătuit așa, eu nu cunosc, dar ei cu propriile mâini a creat baza, că dacă ei nu vor restabili în funcție sau nu ar anula rezultatele acestui concurs foarte, foarte discutabil, asta rezultă în cererile masiv depuse la Curtea Europeană. Masiv depuse, și asta numai se începe. Că pe urmă mai este și etapa următoare, când toți judecătorii trebuie să treacă prin acest vetting, și pe urmă toți procurorii trebuie să treacă prin acest vetting. Și până la urmă ajungem la aceea că lumea masiv a să depună cererile la Curtea Europeană. Și din ceea ce eu deja v-am explicat, cu foarte mari șanse de câștig de cauză. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi, ca de obicei, a să plătim din propriul nostru buzunar despăgubirile create daunele morale care au fost cauzate de către incompetența și lipsă de experiență și cunoștință a guvernanților noștri. Despre abuz voia să spuneți. Da, despre abuz.
despre abuz, eu n-am uitat despre acest abuz, am așteptat întrebări, dar lăsăm, haideți despre abuz, două cuvinte. Judecătorul nu este obligat să cunoască totul. Și clar că este natural că omul, fiind persoană vie, poate să comită uneori o greșeală, a două greșeli, știți cum, fiecare om are sentimentele sale, a citit ceva, n-a înțeles, mai ales în justiție, știți, două juriști au trei opinii, da, însă, în situația în care în fața ta apare un avocat, care ți-i arată pe degete, ia că domnul judecător, jurisprudența Curții Europene, e că așa scrie, așa scrie, așa scrie. E că situația noastră, care se bazează pe această jurisprudență. Dumneavoastră nu aveți altă ieșire decât e că să faceți așa cum Curtea Europeană a decis deja în alte cazuri. Și în situația e dată, judecătorul poate să aplice urechea și să vadă, da, într-adevăr așa este și de câștig din cauză. Însă, așa ceva nu se întâmplă. Judecătorul ieși pur și simplu ignoră ceea ce tu i-ai spus lui, el pur și simplu ignoră. De parcă nici nu pusese spus asta. Asta nu numai dosarele mele, asta eu vorbesc cu alți avocați. Asta este un fenomen larg răspândit, că judecătorul nu are răspunsul la întrebare pusă de către o parte la proces, el doar ignoră această întrebare și atât. Eu numesc asta abuz, deoarece dacă după aia dosarul numerește la Curtea Europeană și Curtea Europeană constată aici încălcarea drepturilor la care s-a referit avocatul, judecătorul nu poate să spună că eu n-am știut. Așa? De orice lui s-a explicat pe degete, cum tu n-ai știut, că eu ți-am arătat. Și aici fenomenul este cu mult mai grav decât corupție. Eu, dacă ați observat, eu n-am vorbit practic niciodată despre mită. Eu în viața mea n-am plătit mită la niciun judecător, nici la un procuror, la nimeni. N-am luat eu, nici s-a plătit la nimeni. Eu vorbesc mereu despre acest gen de abuzuri care cauzează problemele reale în sistemul nostru de drept. Asta un lucru. A doilea lucru care este numai puțin important. Judecătorii nu studiază dosarele. Nu studiază dosarele judecătorii. Ei au acolo asistente care le pregătește lor sentințele de achitare, de condamnare. Judecătorul, în cel mai bun caz, citește sentința ce e, dar uneori nici nu se citește sentința ce e, ce este scris acolo. Și pun semnăturile, e ca așa. Asta e grav. Asta este grav. Și trei judecători, chipurile complet, dintre care numai unul are dosarul acela în procedură și care nici el nu l-a citit, dar cei doi, în general, habar n-au despre acest dosar, ci fie, ei au dosarele lor acolo, să fie plin de dosare care se află în procedura asistențelor lor și grifierilor. Și iată, asta justiția noastră. Asta justiția noastră. Noi sperăm că domnul judecător o să ne facă nouă dreptate, dar domnul judecător nici nu asude să răsfăiască dosarul acela. Da, dar nouă doamna Dragalini spune că cei mai răi băieți sunt avocații. Pentru că, zicea ea, ați văzut declarația domniei sale, avocații cer mită, pretind victimelor că iată, noi avem influență, dați bani și până la urmă victimele rămân fără bani. Știți, în toată lumea, avocații iau bani de la clienții săi, deoarece avocatul nu are altă sursă de venit, spre deosebire de doamna Drăgălin, care este plătită de către mine și către dumneavoastră, de către avocații despre care vorbește ea. Ea este plătită din cotul nostru și ea este obligată să lucreze pentru salariu. Dacă nu vrea, să devină avocat ea, să vadă câți bani primesc avocații. Da, noi avem așa un punct de avocați care fac bani, dar noi avem în Moldova peste 2000 de avocați care o duc extraordinar de greu, mai ales prin raioane. Mai ales prin raioane, extraordinar de greu. Știți că ei, avocatul plătește polița de asigurare medicală, avocatul plătește fondul social, dar când el iese la pensie, el primește pensie 1000 și ceva de lei. Avocatul care a lucrat toată viața, a făcut dreptate cuiva, primește pensie 1000 și ceva de lei. Dacă avocatul femeie, doamnă, iese în concediu de maternitate, primește copeici acolo. Cineva a vorbit despre asta? Toți se uită câți bani fac avocații, dar nu fac avocații milioane. Eu, dacă cineva s-ar uita în contul meu personal la biroul de avocați unde eu lucrez, a să vadă că acolo
4-5 banii primiți în, pe consultanță în cadrul proiectelor europene. Că eu toți banii nu primesc personal. Toți banii mei pe care eu le primeam cândva, acum deja de 2018, nu primesc. Dar care eu primeam până 2018, din 2010 până 2018, 8 ani, toți banii prin biroul meu de avocați, cu achitarea impozitelor, cu tot. Deci, dacă ea crede că asta e rău, atunci, sorry, ce să fac, ce să trăiesc eu? Eu am rămas, când m-am întors, am povestit, când m-am întors de la Strasburg, am rămas fără de lucru, că cineva credea că, nu știu ce credeau, că nimeni așa și nu mi-a spus, verde în ochi ce s-a întâmplat. Eu știu că președintele Curții Europene a scris două scrisori președintelui țării privind angajarea mea în câmpul muncii. Și aceste două scrisori au rămas așa, doar ignorate și atât, fără măcar să vorbească cu mine cineva sau să vorbească cu cineva de la curte. Deci, avocații sunt puși în situație. Desigur, dacă omul spune că el ia bani ca să transmită cuiva, prindeți, vă sunteți, voi doar sunteți procurori, voi aveți posibilități operative, puteți filma, puteți înregistra audio, nu prindeți avocatul care nu prezintă, este din sistemele cele corupte existente în Moldova, cel mai mic pericol prezintă avocatul. Prindeți pe procurorul celălalt care cere mită, prindeți pe judecătorul celălalt care cere mită. Deoarece dacă voi ați arestat pe judecător, pe avocat, scuze, înseamnă că un corupționer în mantie a rămas nepedepsit. Și prin eforturile voastre și prin eforturile doamnei Drăgălin, corupționerul judecător și corupționerul procuror, presupus că el, nu știu da, el, da, da, el da. Presupus, rămâne nepedepsit. Și el continuă mai departe să ia mită și mai departe să calce justiția în picioare. Și voi dați dovadă de lipsă elementară de profesionalism. În tipul nostru, și noi porneam dosarele împotriva judecătorilor, atunci noi nu aveam dreptul să pornim. Noi făceam operațiuni întregi, că judecătorul avea imunitatea doar în limitele raionului său. Deci după hotarul raionului, deja nu avea imunitate. Și noi scoteam judecătorul din teritoriul raionului său în alt raion, că el să ia mită pe teritoriul altui raion, că noi acolo să putem să-l prindem, că să nu încălcăm imunitatea. Făceam niște operațiuni, înțelegeți, întregi. Puneam creierii în mișcare, cum de procedat. Ei acolo și ei așteaptă, că cineva să le aducă lor dosar на блюдечке с голубой каемочкой, cum se spune. N-a fost niciodată și nici nu va fi niciodată. Fiecare, apropo, noi am pierdut închetători, noi nu avem, puțin lume cunoaște, da? Că noi nu avem închetători. Noi toți vorbim anchetă, au închetat. Noi nu avem anchetă ca o fază distinctă a procesului penal, pe care noi am avut cândva. Acum noi nu avem. Noi am pierdut anchetă preliminară, ca o fază distinctă a procesului penal, și corespunzător noi am pierdut anchetatori penali, anchetatori profesioniști, care știau cum trebuie de făcut anchetă. La noi, cine face anchetă? Doamna Drăgălin sau cine mai este? Ермолюк, cine mai este acolo? Care idee, dacă eu mă aud, idee nu au cum să face anchetă. Anchetă este o știință. Anchetă este o artă, dacă doriți. Deci nu este știință, cât artă. Cum de găsit? Cum... Ce să spun eu? Asta e... Trebuie descris cursuri întregi pentru tineri juriști. Apropo de cursuri întregi. Noi atunci veneam la Universitatea de Stat, închetători pe cauzele excepționale. Noi strângeam studenți și noi le povesteam lor cum noi lucrăm, cum noi descoperim crimele. Că nimeni nu cunoaște, că mergi pe stradă, vezi un cadavru și gaură din glonț în cap. Atât. Iată cum tu de la asta, cazul acesta, să găsești omul care l-a ucis. Eu țin minte, noi am avut un dosar omorul lui Teachen la Tiraspol, cândva. Plajă, malul ministrului, plajă, om gol, fără documente, gol în cel mai direct sens al cuvântului. Și cum au descoperit crimă. Deci există diferite metode care trebuie studiate, analizate. Pentru asta trebuie cunoștință. E și experiență, da. Da. Dar trebuie și câteva clipe de publicitate, vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Pavlovski, haideți un piculeț schimbăm subiectele. Mergem spre proteste. Avem noi niște proteste în fiecare weekend.
Și iarăși, țara e tare divizată. Unii sunt acuzați de faptul că vor să destabilizeze Moldova, vor să ia o statici, vor să schimbe o rânduire constituțională, vor să pună nouă putere. Iată, au fost reținuți 7 oameni care urmau să destabilizeze situația din centrul Chișinăului weekendul trecut. Alții zâmbesc ironic când aud știrile respective, pentru că nu înțeleg cum 7 oameni poate să ia toată Moldova. Protestatarii care vin în centrul Chișinăului sunt acuzați de faptul că iau bani. Plus la asta sunt opriți pe trasee și nu le se permite să ajungă la aceste manifestații. Deci nimic nou. Fix cum protestați dumneavoastră pe timpuri cu Andrei Năstase și spuneați că țopii vă finanțează și vă dau bani ca să ieșiți la protest, acum e data asta e așa. Ok, Ilan Șor este condamnat de primă instanță. Renata Aubert, una dintre lideri, este acuzată și ea are câteva capete de acuzare. Nu comparăm liderii, pentru că unii sunt cu dosare, alții nu erau. Ce credeți dumneavoastră despre toată istoria asta? La vremuri noi toate sunt vechi sau să iau altceva totuși? Eu am fost unul dintre cei care a participat la acest gen de proteste și aveți perfectă dreptate că și pe noi ne acuzau că noi primim bani, că noi dăm bani una, alta. Minciuni, minciuni. Ceea ce făceam eu, o să iau din fondul familiei mele, din bugetul familiei mele, eu dădeam bani, cumpăram apă, dădeam la jurnal TV, că atunci, țineți minte, când la dânșii finanțarea a fost blocată, nu numai eu, mai mulți oameni susțineam pe dânșii, făceam ceea ce puteam. Și toți ne învinuiau că noi vrem să facem lovitură de stat, la Publica TV, Pavlovski, cheamă la violență. Pavlovski spunea atunci că guvernul trebuie să împingă oamenii să iasă la acțiuni violente. Eu eram acela care încerca să oprească revolta populară care deja depășa orice limite și el m-a făcut pe mine cum să numesc? Instigator? Da. Extremist. Și acum pe mine, pe numele meu, sunt 3 dosare de prelucrare operativă care acum se află în procedură. Și ca să nu informeze pe mine despre măsurile operative, investigative aplicate în privința mea... În anii ăia? Da, eu cred că și până acum durează. Dosarele durează până acum. Ei au luat și eu suspendat. N-au clasat, deoarece dacă era să fie clasat, ei trebuia să mă anunțe pe mine. Cu toate consecințele corespunzătoare, cerere daunelor morale, verificare cât de legal, de ei și-i făcut. Ei au deschis pagina la Facebook din numele meu, și din numele meu au plasat acolo niște stupidități și pe unul au închis pagina aceea, au printat ceea ce a avut nevoie și au pornit 3 dosare de prelucrare operativă în privința mea. Și acum 3 dosare de prelucrare operativă în privința mea se află în procedură fiind suspendate. Da. Și chiar și atunci când a venit nașa velică democrat Maia Sandu, toți sisăvțe, până cu toate acestea, aceste dosare se află până ziua de azi, de cât de cunosc eu, se află în stare de suspendare. Eu trebuia să scriu o plângere, dar sincer vorbind, așa nici de greață. Eu deja am câștigat un dosar, tot așa erau încetate convertibilele mele, am depus plângere la Curtea Europeană, am primit 4.600 de euro pentru ascultarea convertibililor mele telefonice. Că eu mă închipă, acolo la mine erau convorbiri și cu foști judecători la Curtea Europeană, și cu delegația Uniunii Europene la Chișinău. Și atunci eu organizam întrevederi și cu ministri și cu procurori aici la Chișinău pe proiectele europene. Acolo convorbirile mele cu ministri, cu viceministri, cu procurori, cu ce fel de... Și e că ei ascultat convorbirile mele, poftim, fără probleme, fără nimic. Tot așa și aici. Orice, la noi acum, orice om poate să fie supus acestor măsuri operative, investigative, fără mare risc pentru dânșii, deoarece procurorii îi acoperă, jucătorii de instrucție îi acoperă, care în mare parte toți sunt foști procurori, jucătorii de instrucție. Și ei vin acolo, scriu diferite pătărenii, omul care e supus acestor măsuri n-are niciun cuvânt de spus, deoarece nu cunoaște despre aceste lucruri. Da, și iată cam așa și trăim. Da, actualele proteste, actualele manifestații. Actualele manifestări. Eu, știți că toți sunt oameni vii. Omului
trebuie de dat un ghid de apă, să nu trebuie de dat un ghid de apă. Omul trebuie de dat un pătieu, să nu trebuie de dat un pătieu, să moară de foame. Poate guvernarea asta și vrea că oamenii să moară de foame. Dar când eu văd că polițistul aruncă o femeie și așa îi cade jos, slăvește și pierde cunoștință, asta e normal, asta e legal tot, asta e, nu apar probleme. Dar dacă eu aș da acestei femei o sticlă cu apă și un pătieu, asta e mare crimă, asta nu se poate, asta e finanțare ilegală. Deci, guvernarea ajunge până la o absurditate. Până la o absurditate. Deci, în primul rând, luați și băgați în lege ce doriți, dar să fie băgat în lege orice restricție, că pătieuri nu se poate de dat apă minerală, nu se poate de cumpărat. Deci nu numiți asta cuvântul finanțare, asta nu e finanțare. Deschideți dexul, ei nici română nu cunosc ca lume. Ce scris prin cuvântul finanțare, ce înseamnă finanțare? Și ce înseamnă să dai, cumperi un pirajoc sau o sticluță cu apă? Deci nu este asta finanțare, asta este o prostie și iarăși manifestare incompetențe. Admit, eu nu cunosc aceste lucruri. Eu admit, poate cineva acolo de bani oamenilor pentru arendare autobuzelor, arendă autobusul celălalt, cineva trebuie să plătească combustibilul, salariul șoferilor, arendă autobuzelor, cineva trebuie să plătească. Cum omul să ajungă? Chiar așa, autobuzele sunt blocate în drum de către poliție. Și iarăși noi ce vorbim despre încălcarea flagrantă a convenției. Încălcarea flagrantă. Unica vină în ghilimele fie spus a acestor protestatari, că ei au creat impresie din cauza media pro-guvernamentală, că ei sunt proruși. Ei sunt proruși, ei sunt putiniști, ei sunt împotriva integrării europene. Ia că eu citesc, ieri pare mi s-am citit, au spus unul din liderii protestatarilor că ei sunt pentru integrarea europeană, pentru Statele Unite, pentru celelalte, dar mai întâi de toate pentru Republica Moldova. Păi și ei tot sunt așa, pentru România, pentru Statele Unite, pentru Uniunea Europeană, pentru toate țările democratice, toate manifestările democratice. Dar un lucru să spui, alt lucru să faci. Știți cum să zici că acts speak louder than words în engleză, da? Deci actele vorbesc mai tare decât cuvintele. Aici democrații noștri, mari democrații noștri, uitați-vă ce fac ei. Ce lege adoptă ei, că au primit o palmă din partea Comisiei de la Veneție. Legea Sisului? Da. Asta e în general. Unde ne ducem noi? Deci, această incompetență, știți, eu sunt ferm convins că Maia Sandu este om decent. În linie mare, eu n-am ce să-i reproșez ei. Este om decent. Însă, eu sunt departe de gândul că e așa de cu creionul și pune pe hârtie toate aceste prostii care se găsesc în legea aceasta. Nu. Dar eu deja de multe ori am spus că ea are probleme cu consultanții ei. Aceste consultanții ei asta joacă în festa și ea să aibă probleme foarte mari. Că pe urmă ei nu poate să spună că eu nu am știut, asta e conținutul consultanții mei făcut. Nu. Tu răspunzi pentru asta. De ce ei până ziua de azi n-a semnat decretul privind dimiterea domnului Stăinoca. De ce? De ce? Că trebuie să spună semnătură. Dar ea nu vrea. Ea crede că dacă ea n-a pus semnătură, înseamnă că ea nu poartă nicio răspundere. Nu poate fi nimic mai fals. Eu vă spun că a fost închetător. Sunt foarte multe posibilități de a aproba vinovăție omului, chiar dacă semnătura lipsește. Și chiar dacă el n-a semnat. Există diferite forme de coparticipație. Instigare, inclusiv. Mai multe. Mai multe forme de coparticipație. Și eu nu cred. Ipoteza aceasta că cineva vrea să facă lovitură de stat în Moldova, eu chiar nu cred în asta, din simplu motiv, că chiar dacă presupunem ad absurdum, cum se zice, da? Ad absurdum. Presupunem că cineva a venit în birou, la Maia Sandu, a aruncat-o din birou, s-a așezat în fotoliul președintelui. Și mai departe, ce? Nu tu și trebuie să îi semnezi decretele. Cine să recunoască decretul tău? Cine va pune sesizarea la curtea constituțională și zboară decretul tău? Asta e creat mecanism întreg de asigurare a respectării prevederilor Constituției.
Pe lângă aceasta, până la decret, există parlamentul care să adopte legi, există procedura de aprobare, de adoptare a legilor, înregistrare proiectelor, procedura întreagă, sunt mecanism întreg. Este prostologie să crezi că cineva a aruncat președinte, s-a așezat și gata, el a se stăpânul țării. Nimic mai fals nu poate să fie. Și pe lângă aceasta, ultima frază referitoare la lovitura de stat. Nici într-un stat, nici lovitura de stat nu a reușit cu condiția că ea nu este susținută de armată. Uitați-vă anul 1928, Germania, când Hitler a vrut să facă, să preia putere prin forță. Ce s-a întâmplat? Au scos acolo, bine mersi, câteva rânduri de soldați cu armă. Și au pușcat 9 persoane, au ucis, aici s-au ucis 3 polițiști, polițiști au ucis 9 din ceilalți, că iepurile au fugit peste tot. Iată ce înseamnă când armata nu iese de partea ta. Și atunci ei au mers pe calea constituționalității. Noi mergem pe altă cale. Deci, dacă armata nu este de partea ta, nici o lovitură de stat nu are nicio cea mai mică șansă de succes. Așa. Guvernul răcean avem, din câte ați văzut. Așteptări ceva? Nu, sperăm că n-a să ne bate cu capul de asfalt. Cel puțin sperăm. Sperăm, da. Deși poate și era metodă eficientă, cel puțin, de a conduce propriul guvern. Glumă asta, de start spun, explic pentru cei care stau cam prost cu glume, că iară spună că Polonsky cheamă la violență. Asta e glumă, ferească domnul. Da, nu, domnul Rician, el e specialist în problemele de securitate. Eu am urmărit activitatea lui, că prin LinkedIn, noi chiar am fost în conexiune prin LinkedIn și eu am văzut. El e specialist în securitate și el se poziționează ca specialist în securitate. El nu este economist, el e departe de agricultură, de industrie, de toate aceste lucruri. Și acum, dacă ați observat, odată cu venirea domnului Rician, s-au început și vorbele referitor la finanțarea suplimentară a armatei, procurarea sau preluare, nu știu, armamentului sau sistemelor de apărare din alte state. Chiar și azi am citit declarația ministrului că ei vor să monitorizeze spațiul aerian asupra Moldovei. Probabil că ei au nevoie din nou de niște stații de monitorizare asta. Iarăși este vorba de utilaj corespunzător care costă milioane. Sper că ei n-a să iei asta din gurul copiilor, poate să iei ca donație de la cineva, nu cunosc. Dar odată cu venirea domnului Rician, problemele de securitate au început să fie abordate așa mai des, să spunem. Vedem, timpul va arăta. Pare mi se 100 de zile încă n-au trecut. Nu. Da, așa că noi să lăsăm în pace 100 de zile să vedem, dar pe urmă ne toarcem la tema aceasta să vedem cât de eficient ei monitorizează spațiul asupra Moldovei și cât de eficient Ministerul Apărării utilizează banii, surplusul primit. Deci asta e. Domnul Pavlovski, dumneavoastră pe durata acestei emisiuni de câteva ori precizați că limba română. Deci la îndoială nici nu puneți, nici nu vă întreb. Dar procedura cum v-a părut totuși? Sau scopul scuză mijloacele, dacă scopul este unul nobil? Eu, în cazul dat, vorbesc despre sentimentele mele, despre înțelegerea mea și despre ceea ce eu cred. Eu cred că limba, într-adevăr, este limba română. Eu nu vreau să intru în dezbateri, în discuții referitor la acest subiect. Eu cu respect îl tratez pe cei care consideră că este limba moldovenească. Pentru mine, asta este aceeași limbă. Tu numești moldovenească, numești română principală, că tu să o cunoști și să fii în stare să o stăpânești la nivelul mai mult sau mai puțin normal. Asta este cel mai important. Dar cum tu o numești, știți foarte bine că tradițional, la noi se numea limba moldovenească. Tradițional. Asta nu a apărut națiunea de limba moldovenească, nu a apărut azi sau ieri. Ea a fost de cât de hău. Și de impus cuiva, asta ține de viața intimă a omului. Cum omul crede?
Cum o crede? Dacă omul crede că limba moldovenească, tu nu poți să spui lui că el toată viața a crezut că limba moldovenească, de azi înainte, limba română. Sau eu, dacă eu cred că este limba română, eu nu pot spune de azi înainte că este moldovenească. Oricine mi-ar bate în cap, chiar dacă eu o să spun, ok, este moldovenească, oricum, în interiorul meu, eu să știu că este limba română și de dorit că omul să nu aibă această dilemă. Eu când am depus CV-ul la Curtea Europeană, acolo era scris limba maternă, eu am scris română și am pus așa slash moldovenească. Și la comisia aceea de selectare, preselecție a candidaților, domnul din România a fost, pare mi-s Ionel Olteanu, el mi-a dat întrebarea, dar de ce a scris moldovenească, bara română? Și eu am spus, de ce e că eu cred că este limba română. Dar în Constituție scris limba moldovenească. Fiind jurist, eu sunt obișnuit să respect legile, mai ales când vine vorba de legea supremă a Moldovei. De asta eu am scris limba moldovenească, deoarece așa cere Constituția. Dar pe de altă parte, sentimentul meu și limba română am scris prin slash, am scris română. Iacă, și eu spun, nu vreau ca oamenii să nimerească situații penibile al de situația mea. Când tu crezi un lucru, în realitate scrieți alt lucru și tu trebuie să respecti și una și alta și cam greu să combine, știți? Da. Așa, dar procedura pe care... Procedura, eu cred că ea nu este constituțională. Nu este constituțională. Deoarece ei au inventat noțiunea de ceva modificare tehnică. În primul rând trebuie spus că nu există așa noțiune ca modificare tehnică în Constituție, ca forma schimbare a textului Constituției. Nu există. De unde au luat ei această noțiune? Că cineva din juriști mari noștri juriști au spus că există așa ceva, este prostie. Este prostie. Deschideți textul Constituției, găsiți ce este modificarea tehnică, cum ea se aplică, cum e fără voință Parlamentului, fără voință puterii constituante, orice cine o introduce. Parlamentul, sau poate secretarul, dacă asta e tehnic, poate secretarul, poate corectorul de la monitorul oficial poate să facă asta modificare tehnică, dacă asta e tehnică. Virgula o scăpat, dar deci virgula, tu nici virgula, asta e problemă, dramatismul situației, tu nici virgula nu poți să mai adaugi Constituție. Chiar dacă tu crezi că aici trebuie să fie virgula, dar aici trebuie discurs virgula. Nu poți face asta. Asta și problema. Eu cred că, și pe lângă aceasta, mai este o întrebare, eu deja de mai multe ori vorbesc asta. Eu cred că limba română trebuie să ocupă un loc decent în societatea noastră. Și ea nu trebuie să fie trasă în societate prin ușa din spate, știți? Așa că destin, haideți sub masă, acolo să trecem limba română. Nu-i frumos asta, nu-i frumos, asta e penibil. Pentru purtătoarea limbii române asta este penibil și jignitor, pur și simplu jignitor. Deci, limba română, dacă ea trebuie să aibă un loc, ea trebuie să aibă un loc de cinste. Un loc de cinste. Este părerea mea și eu cred că mai devreme, mai târziu, o să ajungem la etapă când, într-adevăr, Parlamentul o să adopte lege și o să apară percepere în societate că, într-adevăr, limba se numește așa și ea trebuie să eliminăm această, despre ce eu v-am spus, discrepanța asta internă, intimă. Că crezi așa, dar trebuie dispus așa, asta trebuie să dispară odată și pe vecii vecilor. Să fie limba să aibă un loc demn în societatea noastră. Și nu prin aceste șmicrii, de aceea că așa a decis poporul la referendum, sau așa a decis Parlamentul, prin respectarea Constituției, deschimbarea, modificarea a Constituției. Cu alte cuvinte, dacă într-adevăr opoziția parlamentară merge la Curtea Constituțională să plângă pe această prevedere a legii, sau această modificare tehnică care a fost făcută, în alta curte va fi într-o dilemă serioasă, da? Da, în alta curte va fi într-o dilemă serioasă, deoarece eu sunt mai mult decât sigur că în alta curte va fi supusă presiunilor din partea guvernanților, va fi supusă presiunilor foarte puternice, care deja s-au început. Haideți să nu uităm că fiecare membru a Curții Constituționale este o ființă. O ființă. Și sentimentele pe care le nutresc eu, tot așa le nutrească și ei. Și ei au aceleași probleme. Nu că știu. Băi, ce ne facem aici într-o ureche, cum să zice? Ei pot să meargă pe calea asta tentantă, știți? Pe când ei trebuie să respecte buchea Constituției. Buchea Constituției. Și ei trebuie să spună, ia că potrivit normei cutare, nu eu cred că s-au reieșit din teoria echibritului, trebuie să fie ca așa.
Nu merge. Teoria echilibrului nu este aplicabilă față de dreptul constituțional. Nu. Norma deschideți Constituția, ce scrie Constituția. Judecătorii la Curtea Constituțională nu pot modifica Constituția. Judecătorii Curții Constituționale pot numai să verifice dacă legile corespund Constituției și trebuie să dea interpretare la normele Constituției. Nu să le substituie, să le completeze, să le adauge. Nu, să le interpreteze. Dacă scris Constituția limba română, limba moldovenească, îi pot scrie că limba moldovenească cu caracterele latine, da, este identică cu limba română, eu pot spune, dar eu nu pot spune că asta este înlocuire tehnică. Dacă așa, hai să înlocuim tehnic. Asta nu merge. Ei pot să interpreteze, dar ei nu pot înlocui sintagmele alese de către puterile constituante. Și plus la aceasta, nu, dumneavoastră poate nu cunoașteți, ați spus atunci încă prea mic, dar în Parlamentul, atunci când s-a adoptat Constituția, a avut loc discuții foarte aprinse, referitoare la limbă. Ce limbă să fie, cum de... Crezi că întâmplător a apărut expresia limba moldovenească cu grafie latină? Nu, n-a fost întâmplător. Asta a fost un compromis la care au ajuns oamenii în Parlament, care s-a discutat, foarte aprins s-a discutat. Și grație acestui compromis, problema lingvistică în Moldova, practic, n-a existat de-a lungul acestor 30 de ani, nu a existat. Alt lucru că trebuia de creat condițiile ca alolingvistii să studieze limba română, cum se cade. E că eu am un fost coleg al meu care a plecat în Germania. El e purtător al limbii ruse, toată viața a trăit în Moldova, deja la vârsta 35-36-37 de ani, a plecat în Germania. Și acolo germanii l-au pus în viață limba germană. În 6 luni domnul a învățat limba germană. Și cum vorbește germană mai bine decât rusă. Și el a venit la mine la Strasburg în ospiție odată. Și am fost la restaurant, am mâncat la o ciră și îl spune: e prost de mine. 37 de ani am lucrat în Moldova și n-am învățat română. Dar în Germania, în 6 luni, am învățat germană. Iată, vedeți, deci depinde de politica statului. Cum statul procedează cu cei care nu cunosc limba de stat. Iată, acum eu mă uit că guvernanții, chipurile și ei s-au trezit din somn și propun ceva ca cei care nu cunosc limba română totuși să aibă posibilitatea să o însușească. Dar știți că la noi nu există cursuri de studiere limbii române ca limba străină. La noi nu există. Manual de limba română pentru străini n-a să găsiți la magazin. La noi sunt manuale pentru cei care învață limba română la școală. Dar asta presupune cunoașterea, să aveți un nivel oricare de cunoaștere a limbii române. Dar să înveți limba română de la alfabet, A, B, C, D și așa mai departe și până la celelalte gramatică, formele gramaticale, așa ceva nu este. Și ultima întrebare, probabil, dar de ordin politic. Azi dimineața, la prima oră, a venit așa o știre care pe mulți un pic i-a uimit, pe alții ce că s-așteptau. PDM revine. Este vorba de partidul Pro-Moldova, care a fost a domnului Candu, acum e domnului Foca, și s-a schimbat denumirea din Pro-Moldova în Partidul Democrat Modern. Simți parfumul lui Vladimir Plahotniuc sau e prematur de vorbi? Ну, так читис Facebook, около Димут Лумя скрие. Плохо вернись, я все прощу. Держа Димут Лумя, идея часа Димут си промагаза, штис он пипажен или Facebook он. Я укрепка, так как губернаре армия, где тот Аша, ей купро пролисали акцию, аркрия, тоти кондиции, примизили, не чесали, антуарчали, так ну, пидому плохотник персонал, а тут же политичилор сей, asta cu siguranță. Eu nici nu pun sub îndoială aceste lucruri. Și crearea acestor două partide, că acolo erau două partide, de fapt, create. Unul este PSDE, da? Și al doilea PDM, care acum seamănă izbitor de tare cu PDM-ul care era înainte. Da, el se numește Modern, dar seamănă foarte tare cu PDM, Partidul Democrat al Moldovei, cum era înainte. Deci noi putem, și nimeni nu se interesează de unde-s banii, nimeni nu face perchizițiile la dânșii,
tot e bine, mersie, tot e perfect, legal. E că băbuțele acestea care au fost private de, nu știu dacă au fost private sau nu, dar așa înțeleg eu, de magazinele ăștia sociale unde Elon Shor le asigura cu mâncare mai ieftină decât în magazinele obișnuite, ei sunt teroriști, ei sunt extremiști, ei prezintă, ferească Domnul, mâine pe mâine să arunce pe Maia Sandu din președinție, ne dai Bog, ferească Domnul. Da. Dar cei care într-adevăr merg pe calea și care prezintă pericolul real și inclusiv și pentru Maia Sandu personal, deoarece Plahotniuc a plecat atunci grație efortului și din partea doamnei Sandu. Eu nu cred că el o să ierte pe dânsă. Nu știu ce ea trebuie să facă ca el să ierte pe dânsă. Dar, mă rog, asta este realitatea noastră, din păcate. Dar totul se începe și se termine cu un singur lucru. Lipsă de competență, lipsă de profesionalism și prea mare aroganță. Aroganța, încă un cusur foarte rău a acestui guvernări. Prea mare aroganță. Dacă tu pretinzi să fii tot ce tu ești, am uitat, să știi totul, deci atunci fă. Dar practica zilnică ne arată că ei găfează la stânga și la dreapta. La stânga și la dreapta. Și caută vinovații unde doriți, numai nu prin rândurile sale. Știți cum lumea se zice că recunoașterea greșelilor este o manifestare a capacităților intelectuale foarte ridicate, dacă tu ești capabil să-ți analizezi, să-ți corectezi propriile greșeli. Dar dacă tu insiști asupra propriilor greșeli, atunci situația se inversează. Domn Poplovski, mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc. Seară bună pe toți telespectatori. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.